Numesc Felix Bulearcă. Am fost propunerea USR Plus pentru funcția de subprefect al județului Prahova. Sunt prahovean, sunt născut în orașul Băicoi, iar de la 3 ani locuiesc în municipiul Ploiești. Am 56 de ani. De profesie sunt inginer petrolist. Am urmat cursurile facultății de foraj și extracție din cadrul IPG-ului, cum se numea atunci. Am devenit ofițer din încadrare externă în cadrul grupului de pompieri Prahova, deci începând cu 1993. Am urmat această carieră militară pentru că, după cum era tradiția, se căutau specialiști în domeniul petrolului pentru a acoperi funcții tehnice în cadrul pompierilor. Am urmat o carieră militară pas cu pas, de la comandant de pluton până la comandant de subunitate de intervenție. Am fost comandantul detașamentului Ploiești 2, ulterior comandant detașamentul Ploiești 1. Începând cu 2004 am trecut în cadrul inspecției de prevenire. O parte dintre dumneavoastră mă cunoașteți, am îndeplinit prin cumul de funcții și atribuțiile purtătorului de cuvânt. Iar la finalul anului 2009 am fost transferat la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență de la București, comandamentul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, unde am coordonat Structura Națională de Analize și Strategii Preventive. Am făcut o treabă de care am fost îndrăgostit și eu zic că am avut rezultate. Toate campaniile naționale pe care le vedeți pe posturi acum, începând de la foc, flăcările omoară copii, risc sau nu tremur la cutremur, că toți suntem în 4 martie și nu trebuie să uităm de acest risc cu care se confruntă cetățenii prahoveni. Au fost inițiate de mine și de colegii mei. După trecerea în rezervă cu gradul de colonel, m-am ocupat de această dragoste a mea, situațiile de urgență, fiind consultant în domeniul situațiilor de urgență. Am fost parte a proiectului Euromodex, proiect finanțat de Comisia Europeană în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene și am inițiat, dezvoltat și desfășurat 11 exerciții de protecție civilă pe teritoriul Uniunii Europene. Am intrat în politică în anul 2018, în luna ianuarie, la USR. Începând cu mai 2018, sunt vicepreședinte al USR Prahova. În octombrie 2018 am fost ales consilier județean în cadrul alianței PNL-USR Plus și de ieri am renunțat la calitatea de consilier județean pentru că eram în incompatibilitate și am devenit subprefect. Eu.